coronavirusul sau pandemii mai puternice pot fi învinse cu ajutorul modificării genelor și celulelor STEM. Aceasta ni se prezintă la știri. Se dau ca exemplu eroii din filme, oamenii X, Hulk, Spider-Man, care au primit mutații bune în urma radiației și modificării genetice. Ni se insuflă această prostie pe canalele de știri, că genele animalelor vor oferi oamenilor superabilități, iar ingineria genetică reprezintă ieșirea din criza mondială. Însă cine stă în spatele acestor lucruri? Este demonstrat științific că omul nu este doar biologie, ci un număr, un program înregistrat în ADN, ce poate fi transcris, corectat și șters de pe fața Pământului. Cu mii de ani în urmă a fost scris în Biblie despre modificarea genetică. Oamenii care nu vor crede în Dumnezeu vor primi semnul fiarei și se vor închina satanei. Astăzi, omenirea editează genele cu ajutorul unui foarfece molecular. Sunt virus și bacterii reprogramate, care elimină litere din ADN-ul nostru și produc mutații în gene. Mutația este pierderea informației genetice, pierderea literelor în fiecare celulă. Prin urmare, omul devine mai puțin desăvârșit, tot mai bolnav, slab, incapabil și degradat. Mutația nu duce la ceva mai bun, cum ni se prezintă în filmele despre superoameni, ci la ceva mai rău, la boală, putrezire și moarte. Priviți cum fiecare generație suferă mutații, cum pierdem litere din informația genetică. Putem compara acest lucru cu un înscris copiat 100 oară. Comparați prima foaie cu 100 copii. Nu veți putea citi cele scrise. Oamenii de astăzi se deosebesc de primii oameni, dar nu în mod pozitiv. În urmă cu mii de ani, oamenii erau mai puternici, mai deștepți și mai tari. Chiar în urmă cu 100 de ani, bunicii noștri erau mai sănătoși. Este clar că nu suntem ca ei. Iar dacă ne uităm la generația următoare, vedem că este și mai slabă. Se observă mutația, iar acum omul intervine voit în codul ADN perfect creat de Dumnezeu. Este o nebunie. Nimeni nu poate inventa și crea ceva mai bun decât Dumnezeu.